Ce s-a schimbat în industria ta în acest moment? Ce te poate influența în următorul an? Te salut cu drag, wise leaderule. E luni și azi răspunde la o întrebare strategică. Sunt aspecte importante care se schimbă în jurul tău azi și o parte din ele care s-au schimbat ieri. Aspecte care îți decid semnificativ strategia business-ului. Schimbările din industrie pot să-ți spună că e nevoie să adaptezi produsul sau serviciul tău dacă mai vrei să fii relevant. Că e nevoie să schimbi politica de prețuri, că e nevoie să investești în infrastructură dacă vrei să-ți menții cota de piață, că e nevoie să vinzi diferit, că ai o piață nouă pe care poți să o aportezi, că e nevoia clientului s-a schimbat și e nevoie să schimbi modul de comunicare. Și multe altele. Adu-ți aminte când ai început ce ai făcut. Te-ai dat la piață, ai văzut o problemă, ai văzut o soluție, ai văzut o oportunitate de business și te-ai apucat de treabă dar începutul a fost cu te-ai uitat la piață. Și atunci, întrebarea mea este, de ce faci asta atât de rar acum? Piața și clientul ne spun cum putem să facem business. Făți un obicei, o dată pe săptămână, să te alugi minim 30 de minute pe analiza pieței, să vezi ce se întâmplă azi și nu observi tot pentru că ești ocupat. ocupat. și ajung să piardă și să-și închidă business-urile. Voi nu. Ce-ți doresc? dai o săptămână productivă și decizii wise și nu uita, schimbă perspectiva, schimbă acțiunea, schimbă rezultatul.